Activitățile principale ale locuitorilor din Pietrari sunt agricultura și pomicultura. În aceste condiții se dorește crearea unor asociații de proprietari care să beneficieze de facilități pentru munca terenurilor și produsele obținute. Câțiva tineri sunt interesați să-și dezvolte mici afaceri prin cultivarea plantelor și fructelor în comună. Comuna se dezvoltă frumos, mai ales că alimentarea cu apă, canalizare, finea, drumuri, avem un public foarte performant. Toate drumurile și ulițele sătești au fost iluminate. Programul este pe întreg cuprinsul nopții. În acest sens asigurăm și, adică, iluminatul public permatizat pe toată perioada nopții asigură și un grad de securitate și liniște cetățenilor alături de sistemul video, pentru că oamenii sunt și puțin așa, parte din ei sunt bătrâni, sunt mai izolați și sunt și puțin, au luat frica pentru că văd ce se întâmplă, s-au întors în restaurantare, fel și pe doamne care fac acțiuni, fac diferite spargeri, mă rog, acțiuni antisociale și oamenii sunt chiar încântați de măsurile de siguranță care le-au luat în ultima perioadă. Deci, până și sistemul video de supraveghere, monitorizare, trafic, este bun la ceva? Cu siguranță. Cum ați vedea dumneavoastră reîntoarcerea tinerilor care sunt plecați la muncă în străinătate sau în mai de orașe, în comuna Pietrari? Mă refer aici din punct de vedere al dezvoltării pe parte de investitori. Locuri de muncă, cam ce s-ar vedea aici? Comuna Pietrari e o comună mică ca și suprafață. În momentul de față nu avem niciun metru de teren în rezerva primăriei ca să putem să punem la dispoziția anumitor investitori un teren pe care să dezvolte ceva. Ceea ce se dezvoltă așa încet, încet, se dezvoltă pe proprietățile care unii le-au avut, alții le-au dobândit în cumpărare, că închirieri și concesionari n-au ce. Suprafețele de teren la Pietrari sunt foarte mici. Chiar dacă există în comuna Pietrari, sunt atât de fără înghețate proprietățile, încât mi-a fost greu și la specialiști în cadastru să înțeleagă chestia aceasta. Sunt peste 13.000 de proprietăți într-o comună cu 1.947 de hectare. Sunt și proprietăți de câteva sute de metri și care, mă rog, implică multe pentru chiar terenuri agricole. Avem suprafețe foarte mici, unde se poate face agricultură, mă refer la cultura, la cerealuri, la cartofuri. Într-adevăr, pământul, terenul de la Pietrari se pretează la culturi de pom fructifer, dar până atunci trebuie făcute asocieri de proprietari unde să poată munci mecanizat. Sunt câteva inițiative, câțiva tineri au început să... și câțiva dintre ei care au lucrat pe afară și au lucrat în domeniul agricol, au văzut ce înseamnă o cultură de zmeur, au văzut ce înseamnă o cultură de afin, au văzut ce înseamnă o cultură de mure și sunt interesați să facă așa ceva în comuna Pietrari. Punctul de desfacere este în Renaultul Târg. Deocamdată și la Târg și a apărut metoda cea mai rapidă de comercializare online. Pentru atragerea investitorilor, edilul din Pietrari are în plan și introducerea gazelor naturale în comună.